ce înseamnă să faceți echipă împreună? Cum vă înțelegeți voi? Uite ce bucuroase că mă ne-am îmbrăcat pe aceeași paletă de culori, deci înseamnă că gândim la fel și suntem telepatici. Simțim la fel, facem prostii la fel. Suferim la fel. Da, da, bravo! Asta înseamnă să fim colegi adevărat. Stai, să înțeleagă. În momentul ăsta ne doare în cuvântul ăla care începe cu așa de suferința pe care, prin care am trecut. Ei. Cum se face că ați suferit în același timp? Așa a hotărât Dumnezeu. Da, frații. Da, da, dar ce bine ne este acum, că dacă știam, supăream mai de mult. Mulțumim lui Dumnezeu. A fost, mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat, adică acest... Doar exprime exact ceea ce simțim și starea prin care trecem, verde crud. Da, verde, ne-a dat Dumnezeu și mulțumim. Ești verde smarald astăzi. Stai puțin, bag asta. Natalia, când este plecat Cătălin, uite, la, pe barcă, cum simți și tu dor de el, și tu și Andrei? În curând voi pleca și eu, deși lui va fi dor și va simți sentimentul de nostalgie pentru că nu mă va avea alături, dar asta este, ne ținem loc unul la celuilalt pentru că suntem o echipă. De alta, dar să știi că ai fost prezent, te-au sunat în fiecare zi pe Skype, nu mai ai ce să... Ei, ar fi fost culmea, m-au trezit, hai să spunem, m-au trezit, nu asta. Știi care e chestia? Că dacă eu sunt plecat sau Andrei e plecat, eu pot să plâng pe umărul ei și Andrei pe umărul ei. Dacă ea pleacă, cum arăt să plâng eu pe umărul Andrei sau Andrei pe umărul meu? Deci este, nu e, asta e, că problema e când bărbat plângând pe umărul altui bărbat e un pic cam ciudat, dar nu, hai să râdem, spunem, glumim. Nu e ciudat, este oribil, hai să terminăm cu asta. Deci nu... Doamne, da. Și noi, oricum noi ne mirăm că mai avem emisiune în fiecare zi. Oricum sunt curioasă, după fiecare emisiune nu începeți să râdeți, de că vă oricum zici că... Nu, dar râdem în timpul emisiunii, după emisiune nu mai râdem deloc, că s-a râs destul de mult în timp. Că de asta se și uită lumea, pentru că sunteți foarte hoi și foarte plin de viață, cred că la fel ca în realitate. Ne mirăm, noi chiar nu înțelegem. Este un coleg de care nu mă pot lipsi. Da, ca să, dacă vine să crezi. Să ce? Sorin. Natalia, tu știi că colegul tău drag, Cătălin, are de gând în 2 ani să se mute pe un vas, cu trăiere lumea, în lung și în lat, pe apă? Și nu mai vrea să știe nimic de nici de emisiune, nici de casă, nici de nimic? Oh, el vorbește mult, dar nu face tot ceea ce spune. Sigur, și eu mi-aș dori să mă mut acum în Zimbabwe. Dar el aici a dat o exclusivitate, a zis că în 2 ani maxim el vrea să pleci. Auzi, o să vezi pe ea în Zimbabwe și pe mine pe barcă. Dar nu, ce să faci mie în Zimbabwe, place foarte mult. Nu, mie îmi place enorm să călătoresc și îmi doresc să fac un conjurul lumii. Dar mă voi întoarce tot timpul aici, acasă. Da. Unde ai de gând? În ce vacanță vei pleca? Acum că v-am prins pe voi doi, te mai întreb și pe tine, în ce vacanță? Uite, rotobilul. Uite, plec. S-a rostogolit rotobilul, dacă aduceți pe rotobilul. Plec miercuri în Capri. Da, plec asta, câteva zile la în Capri. Și la unii e pe opulență. Și apoi mai... plec la Barcelona. Măi, dar stai puțin, toată lumea se întreabă cine însoțește pe Natalia, tu știi? Normal că știu. Ce păi spune-ne și noi. Niciodată. Spune-ne tu. Hai să vă spun, eu nu o să zic niciodată, dar, dar orice o mare prețul lui. Așa că nu vreau să zic nimic, eu am rate la bancă. Companie plăcută, da. Frumos, elegant. Companie de zbor, cu care companie zboare, de zbor, da. Da, adică lăsăm cu semn de întrebare, nu? Compania nu e low cost, atât vă zic. Da. Oh. Nu trăiești niciodată pe low cost, asta, e bine pe... Nu, am fost pe vremuri. Am fost pe vremuri și pe low cost, dar mi-am dat seama că nu-mi stă... Așa, spune nu mă valorez mult. Nu mă simt confortabil. Dar de ce am dat? Dar de ce am zis? Pe vremuri, când eram mică, vreau să zic. Da. Nu fac nicio referire la nimic. La nimic.